Palatul Republicii a fost transformat vineri într-un imens centru de transfuzia sângelui cu ocazia celei de-a 20-a aniversare a Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Zeci de voluntari, dar și angajați din domeniul ocrotirii sănătății și ai Ministerului Afacerilor Interne și Apărării au venit să doneze sânge. Cei mai activi donatori s-au ales cu diplome de recunoștință din partea Ministerului Sănătății. Andrei Timoșciuc, Sergei Urmașu, Vitalie Suvac, Alexei Curci. De 16 ani, Vitalie Suvac din Chișinău donează de două ori pe lună sânge. Bărbatul spune că, potrivit calculelor sale, a donat până acum aproximativ 300 de litri de sânge. Din 2008 donez sânge și mă simt foarte bine. Parcă mai bine, mai ușor, mai simplu așa. N-am niciodată dureri, nimic. O să veniți și luna viitoare? Numai decât. Asta fără schimbări a sânge. Când am prins 18 ani, tot pe 14 iunie, am început și am mai simt bine după ce donez, după care am văzut care sunt avantajele adunărilor, cât pentru mine, pentru sănătatea mea, atât și fac o voluntariat ca să ajut alte vieți care sunt necesite de sângele meu. Astăzi va fi a 12-a oară. Am donat recent 11 ori doar sânge, acum plasmă. Ina Dușa activează în calitate de medic endocrinolog la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, iar de mai bine de 10 ani donează sânge. Medicul ne-a spus că, muncind în acest domeniu, a înțeles cât de mult au nevoie pacienții de sânge, plasmă și masă eritrocitară pentru a fi salvați. Dăruim notamente, o picătură din noi ca să salvăm viața altor oameni pe care nu-i cunoaștem, nu o să-i cunoaștem niciodată, dar fără de care acești oameni vor putea fi salvați. Pur și simplu, sângele este echivalent cu viață și în lipsa lui nu putem să ne facem lucru. E un act de binefacere, un act de ești de folos societății, un act care tu contribui cu ceva la societate, cu ceva special. Adică știm cu toți că sângele unele grupe mai rar se găsește și chiar este nevoie zi de zi. Zilnic, instituțiile medicale au nevoie de cantități enorme de sânge pentru a salva vieți. Directorul Institutului Mamei și Copilului spune că anual spitalul pe care îl gestionează are nevoie de 1000 de litri de componente sangvine, iar cea mai mare cantitate este utilizată în secția obstetrică și ginecologie. Numai săptămâna asta noi am avut două cazuri de hemoragii masive în jur de 7 litri și sigur că în fiecare caz medicii au făcut transfuzie de sânge, transfuzie de plasmă și sigur că avem nevoie și avem nevoie mult. Reprezentanții Institutului de Medicină Urgentă susțin că pentru ei e vital necesar să aibă în rezerve toate produsele sanguine. Noi, ca Institut de Medicină Urgentă și instituție strategică care acordăm ajutor în urgență, suntem, cred că, cei mai interesați ca banca noastră de sânge să fie permanent aprovizionată cu produse de sânge. Pentru că avem pacienți cu hemoragii active, cu hemoragii intraoperatorii, pacienți politraumatizați care necesită sânge aici și acum și colectivul nostru este destul de bine dispus ca să participe la donarea voluntară de sânge. Din 2004 pe 14 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, declarată în memoria imunologului austriac Karl Landsteiner, care a descoperit cele patru grupe de sânge.